După 16 amânări, Comisia de Recurs a FRF a dat un verdict în cazul apelului formulat de antrenorii și jucătorii Gloriei Buzău, sancționați în primăvară în așa numitul dosar al pariurilor. Cu o singură excepție, jucătorul Alin Iordache, toți ceilalți, antrenori și jucători, au rămas cu sancțiunile financiare și disciplinare dictate inițial. Decizia este definitivă și executorie pe plan intern și mai poate fi atacată doar la TAS, în termen de 21 de zile. Cele mai grele sancțiuni le-au primit cei trei antrenori, Viorel Ion, Romi Căbunică și Marian Roșu. 2 ani suspendare și câte 2 miliarde de lei vechi amendă. La un asemenea cuantum al amenzii, practic, cei trei antrenori au fost scoși din viața sportivă. Inclusiv mai mulți jucători, în special cei mai în vârstă, au abandonat meseria de fotbaliști și au ales alte cariere din cauza amenzilor de minim 150 de milioane de lei vechi. Sunt și câțiva fotbaliști care, la expirarea suspendărilor sportive, intenționează să-și achite amenziile pentru a-și putea continua carierele. De notat că o sancțiune în dosarul pariurilor ar putea primi inclusiv președintele Gloriei, Dan Tulpan, judecat separat de comisiile federației. Întreg scandalul a pornit după ce FIFA a sesizat FRF, întrucât meciurile și rezultatele Gloriei Buzău din campionat și câteva partide amicale au apărut ca suspecte într-un program informatic de depistare a partidelor trucate.